Subiectul pe care îl continuăm este cu Angelica Constantin, mama iubitoare a fetiței adoptate deci de Luminița. Parcă e martie pe cuvântul meu, numai de mame vorbim. Astăzi ne servești tot meniul. Copii care nu plâng după mame și mame care nu plâng după copii. Din păcate, servim niște realități foarte dure. Marcel Pavel s-a arăturat de discuție și Puiu Gheorghiu. Puiu Gheorghiu se ocupă impresar. Marcel Pavel, în același timp, este un om foarte apropiat de Luminița Anghel, pentru că au cântat de foarte multe ori pe aceeași scenă. Și probabil că doare și pe sufletul când vede ce i s-a întâmplat Luminiței Anghel și cum a fost tratată de-a lungul timpului. Știți că nu numai eu am aceste sentimente, cam toți colegii noștri, de altfel, sunt de partea Luminiței, nu neapărat pentru faptul că avem spiritul acesta de colegialitate, nu. Noi privim ca și părinți, ca și oameni, și ne gândim la Luminița cât de multe eforturi a făcut pentru a crește acest copil și știu suferința care este extraordinar de mare. La ea este chiar o suferință reală și mult mai mare decât probabil că femeia respectivă, cum o cheamă pe doamna? Angelica Constantin. Cred că nu suferă absolut deloc, asta e părerea mea. N-are nu suferă deloc, din păcate, suferă când nu este plătită cu cât trebuie, pentru că ieri am arătat un material, ați văzut cam toți despre ce este vorba, cu camera ascunsă, filmat, în care femeia spunea că pentru bani, dacă îmi dați 500 de euro, că pe atât merg 500 de euro, joc foarte bine teatru, îmi dați un pic foc, mă arunc pe jos, fac tot felul de scenarii. Nu, ala cu focul era expresie. Da, mai era expresie că se enervează și face spectacol. Dacă ea vine îmbrăcată foarte... Eu am să mă rugăminte la tine. Zi, acum rugăminte. Nu știu dacă și ceilalți sunt de acord cu mine sau nu, dar te rog frumos, din respectul pentru mamele din România, te rog să nu o numești mamă pe această individă. Domnule, iată că aici Maria Mexicanu puțin și Mexicanu te-ar contrazice aici. Nu, dar facem în felul următor. Eu l-am urmărit pe domnul Marian Mexicanu ieri l-am urmărit pe domnul Marian Mexicanu. Jos pălăria pentru activitatea dânsului. Eu nu pot să fac judecăți de valoare în ceea ce îl privește pe domnul Marian Mexicanu. Dar trebuie să vă spun că în contextul în care vede dumnealui respectul, eu nu vă respect, fiindcă nu vă pot pune pe aceeași treaptă cu această individă. Vă rog frumos, dați-l mai încet, că mi-a spart urechea. Vă mulțumesc. Bun, haide să vedeți pe Angelica Constantin, oameni buni, mama biologică a Măriucăi, fetița luată de la 2 ani de Luminița Anghel, da, și crescută. Ce este în stare să facă pentru o sumă de bani? Noi am testat-o, să vedem cât de departe poate merge pentru a-și umple buzunarele, iar reacția ei a fost incredibilă. Priviți că este incredibil. A făcut scenarii violente și femeia asta era gata să însceneze atacuri inventate Luminiței Anghel, s-a tăvălit pe jos. A repetat ca un actor profesionist până a crezut că a ieșit totul bine. Haideți să vedeți. Haideți să vedeți materialul ăsta, pentru că este incredibil. Angelica Constantin și concubinul ei au venit la întâlnirea cu reporterul dispuși să câștige cât mai mulți bani și dispuși să accepte orice scenariu, oricât de halucinant ar fi el. Nu adevărul contează pentru ei, ci suma pe care o pot câștiga inventând situații incredibile, fără să le pese cui ar putea face rău. Știu că scandalul cu Luminița Anghel i-a adus în lumina reflectoarelor și sunt gata să se comporte ca doi actori profesioniști. Deci vreau să facem așa, filmarea să fie, am adus și contractul aici să vă facem cu Vreau mai multe ilustrații, că se vadă, practic să demonstrăm într-un fel suferința asta prin care treceți dumneavoastră. Da. Să inventăm o chestie, să mergem... Să inventăm, hai! Ce asta zică? Să spuneți dumneavoastră? Da, trebuie să găsim un loc. Mai așa. De unde să găsim? Sunteți cu mașina? Da. Da, am înțeles. Așa, și se face și acolo să demonstrați pe genul dat, adică să zic așa la extreme, eu să rupe sporul din cap, să vă dați așa nervoasă, supărată, și să se vadă suferința, efectiv, să se vadă suferința asta, știi? Cât de tare suferiți pentru chestia asta. Păgang la tăsica? Păgang la tăsica, e mai bine. E un gang de ăsta așa? E un gang de ăsta așa, da, da. Nu. Și eu și un bloc care se vede în față așa. Am înțeles. Mm-hmm. Și ne băgăm pe gangul ăla, dar și nici nu este cam întunecat așa. Aveți lumină, să vadă lumină. Să vedem o parte așa. Nu vreau să se facă așa, să pară o făcătură de aia, nu știu de care. O să fie bine. Asta vreau eu. Vreau să se vadă că dacă pun lumini și toate alea, se vede, domne. Să facem. Asta e contractul, da. Să băgați și pe soțul să mă susțină. Vă dau 700 de lei pentru filmarea de astăzi, 7 milioane pentru filmarea de astăzi. Așa. Înțelegeți?
Și ce facem mai departe? Plătim mâine da, da, bani. E bine. Hai să facem păcancura la, la delfinului. Acolo e bine, nu? E bine acolo. Da. Sunteți dispus într-un fel să ziceți că v-a bătut cineva, că a pus pe cineva să vă bată? Păi a pus pe aia din bloc. A pus? Da. Da. Am înțeles. Păi am fost bătută. Și puteți să spuneți, adică să inventați chestia asta pe genul că dumneavoastră erați însărcinată și că v-a bătut și din bătaia aia ați pierdut sarcină. Păi, păi care sarcină? Păi n-am doi copii. Aha, am avut o sarcină și am pierdut-o. Din cauza bătăii. Da. Da, 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 păi am pierdut o sarcină. Bine. Da, de asta a, să zic așa, să am pierdut o sarcină. Așa e. Să știi tu că eu am pierdut o sarcină și îmi pare rău. N-am știut de mine și am aruncat în gara asta sarcinuța aia. Să fim siguri că cei doi nu glumesc, ci chiar sunt dispuși să însceneze cele mai josnice atacuri împotriva Luminiței pentru o sumă care li se pare corectă, recapitulăm scenariul. Nu ne vine să credem, cei doi sunt dispuși la orice ticăloșie. Ideea e să nu știți că ați pierdut o sarcină înainte să o aveți pe Măriuca, că n-are nicio legătură cu Luminița atunci. Nu, păi atunci ați nu, nu zici că ai pierdut o sarcină din cauza la bătaie. Am pierdut o sarcină din cauza la bătaie. Da, că a pus pe cineva, ia să vă bată și nu știu ce. Și eu, domne, eu eram însărcinată. Eram cu soțul. Eram cu soțul însărcinată când era atunci. Și uite, din cauza bătaie am pierdut sarcina. Și uite, din cauza bătaie am pierdut sarcina. Nu e bine așa? Vreau să-mi facem un fel de reconstruire, dumneavoastră să-mi spuneți și să se vadă în toată chestia asta. Vreau să reiasă din toată filmarea asta. Suferința pe care aveți dumneavoastră după urma femeii. O să vedeți că eu mi-aduc aminte de imagini și încep să cam îmi tremură mâinile. Suferința și să ne arătați exact că vă luat de păr, că nu știu ce, să vă, vă arăt exact. V-a pus în genunchi, vă deci puneți eu, în genunchi. Eu mă pun jos și cineva trebuie să vină, dar ușor, să-mi pună piciorul aici, că pe fața vreau să-mi pună facem piciorul. Facem o reconstituire, așa, dar putem să facem cu soțul dumneavoastră, cu soțul meu, vorbește. Nici Angelina Jolie nu s-ar fi dovedit mai talentată decât Angelica Constantin. Și-a asumat imediat scenariul și și-a intrat imediat în rol. Nu înainte însă de a-și negocia mai ceva ca la Hollywood prestația actoricească. Mâine să schimbă căruță, ca să mă înțelegeți. Adică să... 10 eu, 10 ieri sau cât. E bine așa, nu? Vorbim când hai că vorbim când ajungem. Ce să facem filmare. Facem filmare. Mâine vorbim. Și mâine vorbim. Mai ridicăm și noi dacă merge căruța, bine, mai ridicăm și noi prețul. Și vă promit că o să merg. Promit că o să merg. Păi da, nu-i vorba de... V-am zis că nu ține neapărat de neapărat. Depinde cum sunt audiențe. Eu am idei de alea frumoase. Hai să o să vedeți. Ai înțeles? Asta vreau să iasă bine filmarea asta. Uite, să vă convingeți acum la filmarea asta. Ajunși la gangul propus de ei drept locație de filmare, dăm motor și începem acțiunea. Angelica Constantin și concubinul Costel își joacă partitura în fața echipei de filmare, încercând să fie cât mai convingători. După aia v-am zis cum, v-a pus jos, da, a făcut aia, a făcut aia. Sigur, da, 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 da. Doamna Angelica, de acest gang vă leagă niște amintiri foarte neplăcute. Neplăcute. În acest gang era să fiu moartă. De către doamna Luminița Anghel a pus pe cineva nu, să mă omoare 20 de inci, domne. M-a bătut aici, a vrut să-mi pună piciorul pe gât, să mă omoare. Deci eram să fiu moartă de 20 de inci nevinovată din cauza doamnei Luminița Anghel. Vă rog să mă credeți. Mi-a pus piciorul pe față, pe soțul s-a țipat și soțul, l-a bătut și pe el cu pumnii, cu picioarele. Am pățit o amintire foarte tristă și urâtă pentru mine. Eu eram cu tatăl meu în casă și am auzit niște țipete la un moment dat. Oh, m-a omorât. Eu când am auzit gura ei, am lăsat pe micuțul cu tatăl meu și am ieșit afară. Când am ieșit afară, deja îi pusese piciorul pe gât, aici pe gangul ăsta. Aici pe gangul ăsta. Da. 20 de inși erau și eu în timpul ăla eram însărcinată cu prima mea sarcină, cu soț, cu bine, concubinul. Era cu toți, cu neveste, cu... Cu concubinul. Poate că mai aveam un frățior pentru Jenel și l-am pierdut din cauza lor. Am avortat copilul, păi de atâta bătaie mi-a dat cu pumnii, cu picioarele. E posibil așa ceva, domnișoară? Păi am pus și la capitală, nu mi s-a luat în considerație. La capitală și nu mi s-a luat în considerație. Ce lună erați atunci? Păi eram într-o lună. August. Într-o lună. Nu, însărcinată într-o însărcinată lună. Însărcinată în câte luni? Da, ea era într-o lună atunci. Într-o lună eram domnișoara reporter. Într-o lună jumătate, așa. Nu, pe o lună jumătate, că nu, ca și cum n-ar fi nimic atunci. Să fie mai mult. Vreo două luni. Trei luni. Da, trei luni. În câte luni erați însărcinată atunci? În trei luni. Și am pierdut sarcina. Da, cum s-a întâmplat aici? Adică cum v-a bătut? Arătați-mi, spune. Reconstituirea. Unde a fost locul exact? Aici. Așa. M-a trântit jos așa, întâi, a venit peste mine un bărbat.
m-a tras de păr, eu am căzut jos, așa. Și a pus piciorul pe gât, și exact mi-a pus așa. Piciorul așa și m-am întors exact așa. Aoleu, 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 ajutor, 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 săriți că mă omoară. Și la un moment dat am ieșit eu, domnișoara reporteră, și vă dați seama, când am văzut-o în halul ăla, deja am văzut-o după geam, am văzut-o, am coborât repede jos. Ce să-mi spuneți mai exact, să-mi spuneți cum s-a întâmplat, nu știu, v-a ciufulit, v-a luat, v-a tras de păr? Întâi m-a luat de păr. Avea părul, așa am luat părul, uite așa m-a luat de păr și așa aveam părul în cap. Atât, uitați așa, în capul ăsta, așa, atât. M-a luat de păr și atunci mi-a dat cu pumnul aici, m-a trântit jos așa, așa. Și mi-a pus piciorul pe gât așa. Aoleu, 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 mă omoară, săriți, ajutor, mă omoară. Așa, exact așa a fost. Am văzut moartea cu ochi. Și atunci a venit soldatul. Asta a fost singura scenă care când v-a trântit? Nu, a luat-o la pumn, a dat în ea. A luat-o la pumn, la picioare. Și erați jos acolo? Eram jos acolo. Păi, și asta până vreau să faceți? Eu... Păi da, deci. Așa, adică când dumneavoastră, dacă ați văzut, și unde dădeau? Piciorul aici, eu m-am ferit. Și dădea cu picioarele aici, în coaste, aici, în burtă, și în burtă. În burtă mi-a dat. Mi-a dat la față, să nu se cunoască. Mi-a dat la față, în burtă mi-a dat. În burtă aici mi-a dat, aici mi-a dat, aici în plămân și mai mult în burtă, așa aici, și în plămân, așa cu picioarele. Dă-i, dă-i, cu picioarele, dă-i, și m-am făcut chitic așa, m-am cobrigat, că n-am să nu mă, așa, aoleu, mă omoară, aoleu, mă omoară. Ce-am pățit? Și pe mine m-a luat așa, 4, 5, 5, m-a luat aici, 1, 2, dădea, dă-i, 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 m-a rupt. Mai facem o dată asta, dacă da, știți. Da. Mai facem o dată asta, când vă ridicați. Eram așa, dar nu chiar ciufuit, așa eram. Că mai mult mi-a dat picioarele. Da, 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 oricum, da. Știți seama că nu cred că e așa. Da, ia ce să o punem, nu mai pe aici. Așa, stai să... Ține tu asta, te rog. Așa. Deci așa, uitați, așa eram. Mi-a dat cu pumnul aici, cu piciorul, mi-a pus piciorul aici. Pune piciorul. Și aici m-a tras de păr. Și pe urmă mi-a dat cu pumnii în burtă. I-a dat cu pumnii în burtă, cu picioare în burtă, în spate. Și pe aia m-a sculat așa de păr, așa sus. Da. De păr, așa. N-a lăsat-o de pumnul în picioare. Uite, ia ridică-mă tu. Uite de păr de aici. Așa, exact așa. Da. Aoleu, am strat, i-a dat pe aici, i-a dat pe aici. Ce aveți cu mine, mă? Ce aveți cu oameni? Ajutor, ajutor. Așa e. Nu i-a dat drumul până n-am venit eu. Așa în halul ăsta eram, nu se poate așa, așa ceva. Să mănânc așa o bătaie și, și soțul meu degeaba, doamna, domnișoara reporteră, pe ce-am făcut? Am omorât pe mama eu și pe tata. Ca și cum întreaga scenă nu ar fi fost îndeajuns de ireală, cei doi au continuat să-și joace rolurile fără nicio jenă, chiar în fața băiețelului lor de numai câțiva anișori, fără teamă că minorul ar putea fi marcat de scenele violente puse la cale de ei. Bine, hai să ne facem o altă, dacă e partea asta cu ridicatul și așa. Piciorul pe gât. Piciorul pe gât. Păi, da, da, sunt. Exact așa, doamnă. Aoleu, aoleu. Exact așa. Vedeți? Aoleu, aoleu, ajutor, ajutor, săriți că mă omoară, săriți că mă exact omoară. Exact așa. Și cu picioarele. Și i-a dat cu picioarele. Păi fă tu așa reconstituirea. Picioarele, dă-te un dă-te un uite încă. Așa. I-a dat aici, aici, i-a dat dă-mă aici. Dă-mă cu picioarele așa, păi dar tu tare. Păi nu pot să dau eu, nu? Așa, aici, în burtă și aici. Te faci că dai, te faci că dai. Te fă, mă, așa, că nu face nimic. Dă cu picioarele, aici. Aici, dă. Aoleu, dă. Aici, așa, dă. Da, dă. Aoleu, aoleu. Și aici, acum trece aici. Aici, în burtă mi-a dat. Așa. Aoleu, 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 aoleu. Și acum ridică-mă de păr. Aoleu, aoleu, ce aveți, domne, cu mine? Ce aveți, domne, cu mine? Ajutor, ce aveți cu mine? Adică doar să-i puneți mâna la păr așa, da, dar nu s-o trage, doar se ridică ea singură de jos. Aoleu, ce aveți, domne, cu mine? Ajutor, ajutor, ce aveți cu mine? Ce aveți cu mine? Nu v-am făcut nimic, nu v-am exact făcut așa nimic. A luat. Ce aveți cu mine? Ce vă arăt eu, exact așa a luat-o pe ea. Ce aveți cu mine? Exact așa a fost. Am văzut moartea cu ochi. Era să mor, domnișoara reporter, era să mor, am văzut moartea cu ochi. Am fost la capitală, nu s-a rezolvat nimic nici acolo. Nu e nimic, că eram să murim fără vină. Și în timpul acela, doamna Luminița Angel, cântăreața, mi-a luat fetița cu acest complex de judecată. Mă gândeam că să fiți așa, gen, să stați aici undeva, așa, uite, stăteam așa, da, și plângeam în pumn și de-astea, da, adică să mă gândesc, da, că ar fi după, da, treaba asta, să, da, fie ca lumea scenariu făcut. Da, da, eu stăteam așa, eram bătut, nu mai puteam, exact așa stăteam. Pardon, mă scuzați.
tot aici, nu? După ce v-a bătut. Da. Da. A venit atât. V-a pus jos la fel? Da, da, pe mine m-a bătut rău. Mi-a dat dinții jos din gură. Mi-a dat dinții jos din gură. M-a luat de păr. L-a luat de păr așa. Și el n-a căzut jos. Și m-a târât cu ei. S-a târât cu ei, s-a târât în casă. Păr mă-i dădea cu pumni în gură, uite așa. Da. Dă-i. M-a târât până la unul. Alții îl ținea, așa. Alții îl ținea. Așa cu ei. Și dă-i în gură. Și zic, lăsați-l mă, că mi-l omorâți, mă. Ce aveți, mă, cu noi, mă, fraților, mă? Asta e mâna ei, ce stă mai încolo încoace. A vrut să mă omoare ca să rămână ea mama lui Măriuca. Dar eu mi-o iau? Uitați-vă la mine. Eu pe Măriuca nu i-o las Luluminița Cântăreața. Am să-mi iau fetița că ai vrut să mă omori. Pasiunea pentru scenariile de groază le este atât de mare încât până și ei au ajuns să creadă povestea inventată. Convinși că toată lumea va înghiți gălușca și va crede terifianta în scenare, Angelica și Costel au început negocieri dure pentru prestațiile viitoare. Deci mâine când ne intrăm în emisiune, deci... V-a plăcut? A fost bine? Deci atunci negociem... Da, foarte bine, foarte atunci bine. Negociem altceva. Deci 525 de milioane. Păi mai devreme a zis 10 milioane și 10 milioane. Acum nu am spus. Doamne, cum 25 de milioane? Deci 25, 25 ce? Să nu fie supărare, să nu te superi. Cum mai doamne, de la 7 milioane la 25? Nu, nu mă supăr. Nu mă supăr, nici tu. Pentru filmarea asta. Atât 1000 de euro la amândoi. Păi, astea mai multe dacă se face mai multe emisiuni, nu o să nu pot spune 25 și 25. Așa, e bine, 10 euro. Și dacă căruța merge bine, și 1000 de euro amândoi.